Sunt managerul Asociației ASME, Acțiuni Sociale prin Metode Educative Active. Ne-am înființat în 2001. Ideea înființării asociației a venit de la tineri. Am început cu proiecte micuțe, finanțate de Direcția Județeană de Tineret și Sport. Am continuat cu câteva proiecte finanțate de Fundația pentru Parteneria Mier Curaciuc, proiecte foarte frumoase și am beneficiat de formare din partea fundației. Asta ne-a ajutat să accesăm pe urmă proiecte și mai mari. Unul dintre proiecte este acesta, prin care am creat Centrul de Informare și Consiliere, finanțat de ANDZB prin FRDS. Tipurile de activități sunt diverse. Se adresează în special tinerilor, societății. De fapt, asta este misiunea pe care noi ne-am propus-o, să stimulăm societatea civilă, să schimbăm mentalitatea și să folosim resursa umană existentă în comunitate. Deci astea au fost ideile de la care am pornit. Și pe urmă, tipurile de activități, educație ecologică, cursuri de formare pentru voluntari, teatru, utilizând diverse tehnici, campanii de susținere, campanii de prevenire. Am avut de asemenea un proiect cu atitudine prin care am lansat un curs de formare pentru educatori, introducerea metodelor de educație activă, educație ecologică în grădinițe. Și cursul nostru a fost acreditat, s-a propus pentru ca și curs de formare continuă în cadrul casei Corpului Didactic Alba Iulia. Am avut atunci 40 de educatori care au participat la cursurile de formare și am aplicat proiectul mai multe grădinițe din județul Alba. Mai târziu, proiectul nostru l-am prezentat la o întâlnire europeană în cadrul Federației pentru Metode Educative Active, la care noi suntem afiliați. Și proiectul nostru a fost preluat și în alte țări. Pentru mine, ASMEA a fost un pas foarte mare. În momentul în care am intrat în liceu și am intrat ca voluntar în această organizație, am început să iau parte la diverse proiecte organizate pentru tineri, care pe mine personal m-au ajutat foarte mult. Am început prin diferite campanii antiviolență, antifumat, antitutun, adresate în special tinerilor din liceu în care învăț și eu, pentru că există și probleme de genul ăsta la nivel de liceu. Am continuat cu o tabără internațională în Franța, în care au participat elevi de aceeași vârstă cu mine din 6 țări străine, unele europene, altele din Africa. Am participat împreună cu voluntarul de la Corpul Păcii, care lucrează cu Asociația ASMEA, la programe de vară pentru copii de la Casa de Copii din orașul nostru. Am lucrat cu ei în sensul că am încercat să le atragem atenția asupra mediului, asupra problemelor legate de mediu, asupra felului în care se comportă în societate. I-am ajutat puțin și cu limba engleză, pentru că voluntarul de la Corpul Păcii care lucrează cu noi vine din America. Am luat parte și la proiectul centrului pe care îl vedeți aici. Eu personal am făcut parte din echipa care s-a ocupat cu mediatizarea acestui proiect. Mai mult am avut și câteva emisiuni la radioul orașului în care prezentam ce se întâmplă aici practic și cu ce poate să ajute centrul acesta cetățenii din orașul nostru. În același timp ne-am ocupat și cu împărțirea pliantelor în satele care aparțin de oraș și din jurul orașului și inclusiv în oraș. Am încercat să sensibilizăm populația cu problemele care ar putea apărea și așa mai departe. Am efectuat și un sondaj tot la nivel de oraș cu privire la problemele pentru care e nevoie de ajutor. Pot să spun că datorită ASMEA eu mi-am dezvoltat un interes legat de televiziune și de radio. Centrul nostru oferă servicii de informare și consiliere în domeniul asigurărilor sociale, asistenței sociale, în informare și consiliere ocupațională, acordând sprijin beneficiarilor în orientarea
și în găsirea unui nou loc de muncă, orientare spre o nouă calificare, alte domenii în care se asigură informare și consiliere sunt sănătate, taxe și impozite, cele mai solicitate fiind locurile de muncă și suntem foarte mult căutați de persoanele în vârstă care doresc să afle vârsta de pensionare și mai ales pensionare anticipată. Practic, eu lucrez în acest birou, beneficiarul vine, îi întocmesc o fișă de înscriere cu problema respectivă, are loc intervievarea și consultarea cu restul consilierilor sau a materialului informațional, avem și fișe de informare, avem și material de informare în format electronic. Există o perioadă de 3 zile, după care beneficiarul primește răspunsul. Pot să spun că toți beneficiarii au fost mulțumiți de serviciul oferit. În cadrul Centrului de Informare și Consiliere mă ocup de partea de consiliere juridică. Sunt și consilier local în cadrul Consiliului Local Ocna Mureș, dar colaborarea cu Asociația ASMEA a început înainte de derularea proiectului, având practic a face anumite modificări în ceea ce privește statutul asociației, parte de care m-am ocupat. Am pornit împreună cu doamna Verdeș acest proiect de la necesitatea pe care am identificat-o în cadrul comunității locale, necesitatea de a avea acces la informații. În cadrul Consiliului Local am susținut acest proiect, încercând să explic și celorlalți colegi faptul că există această necesitate și oportunitatea de a primi această finanțare cu o contribuție din partea comunității de aproximativ 16%. Continuarea colaborării între Consiliul Local și Asociația ASMEA se realizează și în prezent. Nu de puțin timp s-a încheiat un proiect tot cu finanțare externă în care a fost partener și Asociația ASMEA. Pe lângă Consiliul Local am avut ca și parteneri consiliile locale ale comunelor Lunca Mureșului și Noșlac. S-au făcut niște cursuri pentru personalul din cadrul aparatelor consiliilor locale, încheiindu-se cu atribuirea unor diplome. În prezent, tot cu consiliile locale Ocna Mureș, Noșlac și Lunca Mureș, suntem în faza de înființare unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru a pune în valoare potențialul zonei și a încerca în comun cu cele două unități administrativ-teritoriale să atragem anumite finanțări pe diferite proiecte de care are nevoie această zonă. Foarte de curând ne s-a propus participarea la un proiect de introducere a bunelor practici în școlile europene privind educația persoanelor străine. Noi dorim să aplicăm acest proiect în 10 școli din România și o să ne bazăm pe aspectul interculturalității în educație.